Nicolae Dobrin s-a născut la data de 26 august 1947 în Pitești, Argeș. A fost cunoscut și ca Gâscanul sau Prințul din Trivale. Istoria fotbalului românesc îl reține ca pe unul din cei mai mari fotbaliști români, un maestru al driblingului și al fentei, un model în executarea paselor și a loviturilor libere. A fost ales de 3 ori cel mai bun fotbalist al României, în anii 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la echipa care în prezent poartă numele de FC Argeș. A debutat în prima divizie la vârsta de 14 ani și 10 luni, într-un meci Știința Cluj, Dinamo Pitești, dând dovadă de calități tehnico-tactice deosebite. A evoluat aproape întreaga sa carieră pentru echipa FC Argeș, cu care a câștigat 2 titluri de campion național în 1972 și 1979. Dobrin a contribuit decisiv la câștigarea titlului din 1979, înscriind în prelungiri golul victoriei argeșene în fața contracandidaților de la Dinamo București. Într-un singur an, 1981-1982, a evoluat la altă echipă, CS Târgoviște, deși a avut oferte de la granzii Universitatea Craiova și Dinamo București. A participat la 409 meciuri în prima divizie națională, înscriind 111 goluri. Ultimul meci în prima ligă a fost FC Argeș, FC Bihor 2-0, pe 14 iunie 1983. În sezonul 85-86, el a fost antrenor-jucător la CS Botoșani, la Clubul Moldav, realizindu-se cu adevărat retragerea din cariera de fotbalist. În echipa națională a debutat la vârsta de 19 ani, la 1 iunie 1966, cu ocazia meciul de fotbal RFG, România, terminat cu scorul de 1-0. A îmbrăcat tricoul naționalei României de 48 de ori, marcând pentru aceasta de 6 ori. Ultimul meci pentru echipa națională a fost cu ocazia meciului România-RDG, desfășurat în 2 aprilie 1980. S-a calificat împreună cu echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970, unde nu a jucat niciun minut datorită unui conflict cu antrenorul Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin este cunoscut și pentru ratarea unui transfer la Real Madrid. După ce a jucat împotriva spaniolilor în Liga Campionilor, înscriind un gol, Santiago Bernabéu, faimosul președinte al madrilenilor, a fost atât de impresionat de calitățile lui Dobrin, încât ar fi fost dispus să ofere 2 milioane de dolari pentru a-l transfera, o sumă enormă pentru acele vremuri. Datorită regimului din România, Bernabéu a trebuit să poarte discuții chiar cu Nicolae Ceaușescu, dar nu a reușit să-l convingă, deoarece, conform propagandei oficiale, Dobrin era bun național și nu putea fi înstrăinat. S-a spus că a fost cel mai mare regret din viața lui Dobrin, deși a participat la meciul de retragere al lui Francisco Gento în faimosul tricou blanco al lui Real Madrid, ocazie cu care Santiago Bernabéu a făcut o ultimă încercare nereușită de a-l păstra pe jucătorul român la Madrid. Corpul neînsăflețit al marelui argeșan a fost depus în dimineața înmormântării, în incinta tribunei oficiale a stadionului din Pitești, care din 2003 poartă numele Nicolae Dobrin. La înmormântarea sa, pe 29 octombrie 2007, au participat peste 5.000 de persoane. Componenții echipei FC Argeș, formație la care Dobrin a făcut istorie, au purtat în aceeași zi, la Alba Iulia, pe sub echipamentul de joc, tricouri cu chipul fostului fotbalist, iar pe braț au purtat eșarfe alb-violete, cu negru pe margine. Primarul Pitestiului, Tudor Pendiuc, a solicitat Guvernului României și președintelui de atunci, Traian Băsescu, să declare data la care a fost înmormântat fostul mare fotbalist zi de doliu național. A fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler pentru întreaga sa carieră de fotbalist.